Casa celor 1000 de oblici, povestire japoneză. Cu mult timp în urmă, într-un orășel, exista o casă numită Casa cu 1000 de oblici. Într-o zi, un cățeluș mititel, vesel din file, aflând de această casă, s-a hotărât să o viziteze. Bucuros că a ajuns la destinație, sărind fericit pe scări, a intrat în casă. S-a uitat pe hol, dând din coadă, cu urechiușele ciulite de emoție, în ce să vezi? Surpriză! S-a trezit că era privit de alți 1000 de cățeluși fericiți și prietenoși care tădeau din coadă ca și el. A zâmbit și a primit înapoi 1000 de zâmbete la fel de calde și prietenoase. Era normal, doar era casa celor 1000 de oblici. Când a plecat s-a gândit, este un loc minunat, mă voi întoarce să-l vizitez și altă dată. În același orășel, alt câine, care nu era la fel de fericit și prietenos ca primul, s-a hotărât și el să viziteze casa. A urcat cu teamă scările, apoi cu coada între picioare și cu capul plecat, a intrat în casă. Când a văzut 1000 de câini neprietenoși uitându-se la el, s-a speriat de i s-a zvârlit părul pe spate, mârâind și arătându-și colții. Când ceilalți 1000 de câini din oglind și-au arătat și ei colții, a fugit speriat. Odată ieșit afară, s-a gândit, e un loc îngrozitor, nu mă mai întorc acolo niciodată.